Bună, băieți! După cum v-am spus, aici vom executa o lucrare de beton estampat. Pentru asta a trebuit să îndreptăm terenul. Stăpânul avea o intrare foarte urâtă, făcută chiar la intrarea casei. Și a trebuit ieri cu 4 mașini de camăr să spargem toată intrarea. Mergem până acolo să vă arătăm. Deocamdată băieții pregătesc terenul, cofrează. Am aici doi care mențin linia. Curăță zona ca să menținem 3 metri jumătate, 4 metri de șosea. Pentru asta am tăiat iarba, am cosit-o. Ca băiatul care cofrează și pentru noi să fie mult mai ușor să găsim sculele în iarbă. Vă arăt un pic, avansăm. Aici avem un zid de piatră, l-am curățat de rădăcini pentru ca să nu betonul să intre între toate cavitățile de pietri și așa să nu apară iarba mai târziu. Am verificat toate zonele unde avem vârfuri, le spargem cu picamărul. Vă arăt cum am cuprat. Aici, în zona asta, era o stâncă și stăpânul a precizat dorința sa de a nu aduce o mașină mare pentru că vibrația de la picamărul ei poate produce fisuri în pereții casei. L-am ascultat și am făcut totul manual. Aici am fost nevoit să facem o tăietură pentru că, v-am spus, avea intrarea foarte urâtă. Am tăiat tot, am făcut o linie, am tăiat-o cu flexul, cu radialul și vom veni până aici, vom veni până aici cu betonul estampat. Și zona aceasta vom pune faianță, vom completa cu faianță. Aici vom face, în șantul acesta în care avem prezentă umbra, vom face un canal de scurgere și îl vom conduce până în acest cămin. Da? Să se vadă. Bună, băieți, vrem să vă arătăm sistemul de drenaj pe care noi vrem să-l folosim în fața casei. Am cumpărat aceste canalete. Uitați-vă din ce material sunt. Victor, te rog, arată-mi puțin cum sunt. Uitați-vă ce sistem de anclare are pe capete și în celălalt capăt, cum este. Așa se leagă una de alta. Uitați-vă, vă rog frumos, cum sunt gândite. Noi am marcat sensul scurgerii și aici unde aveți ciocanul puteți alege, dacă acolo vreți scurgerea, îl puteți rupe. Puteți tăia. Uitați-vă cum se leagă una cu alta și care e sistemul din lateral. Pune-te, rog, rehia. Capacul ăsta. Capacul este din fier forjat. Prinderea lui este foarte rapidă. Și dacă vrei, Victor, să le arăți cum este pe interior capacul ăsta. Uitați, vă rog, o îmbunătățire a fabricanților. Această piesă este din plastic. Se poate mișca? Aha.
Aceste urechi vin prinse aici. Foarte bine. Acum să mergem, să vedem cum au fost puse. Vă aduceți aminte, aici era un deznivel foarte mare, era foarte urât și băieții au reușit să îndrepte situația. Vă arăt din lateral cum arată. Așa că toată apa din casă și apa din fața casei va fi strânsă în acest canal. Prinderea lui o facem cu beton. Așa pregătim și muchia aceasta, pentru că atunci când vom turna betonul estampat, să nu avem probleme.